Mi-amintesc că toată copilăria mea am avut acasă o fotografie la loc de cinste. Eram în pantaloni scurți, mâne scurte, aveam 6 ani. La gât aveam un fluier în formă de pistol și mă ținea de după umeri idolul meu din acea perioadă. Era Marcel Lăzăreanu, fostul portar al Universității Cluj. Se întâmpla în 1979, iar Universitatea tocmai promovase din nou în divizia A. Avea un ecuson uriaș cu U pe piept, Marcel Lăzăreanu. Copilăria mea a fost marcată de Universitatea și de această fotografie. Părinții mei m-au dus la sute de meciuri de fotbal, de basket, de volei, de handbal și cred că Universitatea este sinonimă cu copilăria mea. Este în același timp o sumă a oamenilor pe care i-am cunoscut pentru mine. Universitatea sunt oameni pe care i-am admirat foarte mult și care m-au marcat. Sunt mândru că i-am cunoscut, nu știu, poate niște nume ar fi bune în acest moment, să zicem Dan Anca, Ștefan Covaci, Horia Demian, Mircea Luca. Sunt oameni pe care am avut privilegiul să îi cunosc și sunt și acum foarte, foarte bucuros că am reușit să interacționez cu ei. Fac parte din această legendă a Universității cu toții. Sigur, majoritatea sau toți au trecut deja la cele veșnice. Și dacă ar fi să-mi amintesc un moment special, cred că mi-e foarte greu, sunt multe momente speciale. De exemplu, cred că prin 1991, un gol marcat în ultima secundă, un gol al victoriei marcat de extrema Ioan Aldica de la handbal masculin într-un meci cu Steaua. Universitatea câștiga prin acel gol, am rămas atât de impresionat atunci. Sau coșul din ultima secundă a lui Tyler Morris în 2011, când Universitatea a câștigat titlul la basket masculin. Două egaluri care pentru mine au fost cât niște victorii în 1989, un 2-2 și un 1-1 cu ambele cu Steaua. Sau meciul cu Primigi Vicența din 1986, când sala sporturilor stătea să se dărâme din cauza numărului mare de spectatori. Astea sunt momentele speciale pe care le voi ține minte probabil până la moarte.